Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am vrut să vă mai arăt păsările. Nu vi le-am mai arătat de mult și am vrut să vi le arăt iar. Bibiliciile, ia uitați cât de mari s-au făcut acele două bibilici mici. Ia uitați și caprele. Caprele sunt gestante, toate sunt gestante. Ia uitați ce purașul, i-am dat puțin drumul afară. Ia uitați-l. Nu te duci la capre, s-a dus la capre. Trebuie să intru să-l scot, pentru că caprele îl bat. L-am prins, să-l dăm afară. Ce are o blană strălucitoare la soare. Este puțin cu minte, n-am ce să zic. Este mascul de anul acesta. Ia să vă arăt și la cealaltă. Ia uitați-o și pe iepurița. Ia știe o gradă pentru că au mai fost coasă, am mai fost coasă. Este destul de grea. Ia uitați-vă. Ea se duce peste tot pentru că știe locurile deja. Mai caută frunze verzi pentru că verdeață nu prea le mai dau. Nu este frică. Ia uitați-l și pe acesta. Acesta este un puiuț de anul acesta. Stai unde te duci, ce fuge la vale, iepuraica. Aș lăsa-o liberă, i-aș lăsa pe amândoi liber, dar îmi este frică că nu-i mai găsesc. Și are ureche, acea ureche lăsată și una sus. Îmi place foarte mult. Este o iepuraică de anul trecut. Mama e tot la fel era. Și mama e a murit anul acesta, nu știu din ce cauză, nu știu cauza. Ei caută peste tot, se duc peste tot. Ia uitați-l și pe negruțul. Acesta este mult mai blând. E proaica caută mascul. Și nu, masculul este prea mic și nu este montat niciodată. Nu știu ce să zic. Ia uite ce culoare frumoasă are în lumina soarelui. Ea se duce peste tot. Ia uitați, aici am pus scara aceasta ca să stea găinile. Ce am mai pus eu această cușcă de prepeliți încât să stea tot pe ea. Azi nu, găinile nu prea mai ouă niciuna. Și rațele, nici ele. Ia uitați, cocoșul se duce la iepurița. E superbă. Tot ați să fac clip și cu ei. Am făcut clip și cu ei. Ia uitați și rațele, ia uitați cloșca, am și vești proaste din păcate.
Acei doi băbuci care i-a scos nu a avut grijă de ei și au murit tot ieri. Și mai este un buboc. Azi dimineața a ieșit din nou în incubator, l-am băgat în incubator și a ieșit un buboc, singurul buboc. Ia uitați rațele. Asta este matca de 11 rațe și 2 rățoi. Este matcă tânără. Rățoiul este tânăr, adică tot rață, rățoi sunt tineri toți. Sunt de anul trecut. Mai precis, astea sunt din septembrie, rațele. Sunt toate tinere. Stați să vedem unde s-a dus iepuroaica. Iepuroaia a intrat din nou la capre. Uite, caprele încep să-l bată. O să intru imediat. Să vedem unde e. Ia uitați iepuroaica. Ea explorează. Lasă-l tu în pace. Lasă-l, negruța. Lasă-l în pace. El nu a vizitat zona. Lasă-l. Tu lasă-l tu. Ce ai? Fătița. Văd că a ieșit. S-a săturat să stea la capre. Bun, mai dragi prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!